Prea mulți urși, lupi și pisici sălbatice în pădurile din județul Buzău. Este concluzia unei analize făcute de specialiști cu privire la efectivul de animale sălbatice protejate parțial prin lege. Creșterea numărului de urși și lupi poate deveni un pericol mare, spun oficialii responsabili de gestionarea problemelor de acest gen. Drept urmare, autoritățile de la Buzău au cerut aprobare de la centru pentru a vâna mult mai multe exemplare de animale sălbatice. Demarată în urmă cu câteva săptămâni, acțiunea de evaluare a efectivelor de animale sălbatice din speciile protejate din județul nostru a ajuns la final, iar concluziile la care au ajuns reprezentanții Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Buzău sunt îngrijorătoare. În județul Buzău sunt 484 de exemplare de urs, 170 de lupi, 95 de exemplare de râs și 223 de pisici sălbatice. Față de evaluarea realizată în anul 2013, în prezent s-a constatat o creștere a populației la speciile de urs cu 48 de animale și la lup cu 12. Fenomenul este explicat de specialiști prin numărul mic de animale aprobate pentru capturare în comparație cu ritmul de înmulțire a animalelor. În fiecare an nu s-a dat cotele de recoltă să se extragă ceea ce noi am solicitat. În fiecare an, de ultimii 10 ani, dacă putem vedea din urmă, noi solicităm între 10 și 15 urs să recoltăm și ni se dă 2-3. Șeful AJVPS a explicat că această creștere poate reprezenta un pericol, mai ales că anul acesta au fost deja semnalate mai multe incidente provocate de urși, cele mai multe fiind înregistrate pe rața comunei Beceni. Dacă efectivul optim în județul Buzău la urși, la asociația noastră, este de 35, în prezent noi avem un efectiv de 164 de exemplare. Gândiți-vă că sunt aproape de 5 ori mai mulți urși decât ar trebui să fie. Ceea ce duce la pagube produse în gospodării populației, în celelalte efective de vânat, mă refer la cerb, căprior, mistreț și așa mai departe, precum și în familiile oamenilor, în stupini, în oi, în porci și chiar și în acest an am avut foarte multe reclamații, a ajuns ursul să coboare până la nivelul comunei Beceni. Pentru a preveni astfel de incidente, specialiștii de la Buzău susțin că pentru anul acesta au dat spre aprobare un număr mai mare de animale ce ar trebui vânate. Este vorba despre 59 de urși, 38 de lupi și 38 de pisici sălbatice. Propunerile urmează să fie analizate la nivel național, iar numărul maxim de intervenții aprobat pentru sezonul de vânătoare 2014-2015 va fi cuprins într-un ordin emis de Ministerul Mediului.